Astăzi ne aflăm în cadrul sediului PNL Suceava și l-avem alături de noi pe Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava și candidatul PNL la un nou mandat pentru Consiliul Județean Suceava. Bună dimineața, domnule Flutur, și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună dimineața, de două ori bună dimineața, că așa vă intitulați și dumneavoastră. Bun venit la sediul Partidului Național Liberal din Suceava. Sunt și președintele acestei organizații și atunci, în aceste condiții, vă spun bun venit la noi ca și gazdă eu. Mă bucur că sunteți la noi. Vă mulțumim că v-ați rupt în primul rând din timpul dumneavoastră. Știm că sunteți foarte ocupat în perioada aceasta și am dorit să abordăm un subiect cât se poate de important pentru județul Suceava, și anume infrastructura rutieră. Da. În campania electorală din 2016 ați declarat că v-ați asumat alături de echipa dumneavoastră un program ambițios pentru recuperarea timpului pierdut și a investițiilor pierdute în ultimii 4 ani. Și aici fac referire la perioada 2012-2016. Totodată, sloganul campaniei din 2016 a fost "Repornim dezvoltarea județului Suceava", slogan care, alături de inițiativele foarte benefice pentru județ, v-a adus un nou mandat la Consiliul Județean Suceava. Privind retrospectiv, domnule Flutur, ne puteți spune care au fost principalele realizări ale mandatului 2016-2020, care au avut ca obiectiv infrastructura rutieră în județul Suceava? E o temă de grad zero pentru județul Suceava, infrastructura rutieră, fiind în partea aceasta de nord-est a României. Din păcate, legătura cu țara și legătura cu Occidentul încă lasă de dorit. Astea sunt plânsete. Poate nu întâmplător aici s-a inițiat acel metru de autostradă ca un țipăt al sucevenilor că vrem și noi. Ca președinte de Consiliu Județean, cel puțin pe două direcții am acționat. Prima direcție este în grădina mea, drumurile județene. A doua direcție este cea legată de drumurile naționale din județul Suceava și legătura cu țara și drumurile comunale. Aș vrea să vă vorbesc un pic de drumurile județene. Închei acest mandat cu o mulțumire care simt că este și la suceveanul de rând. Circa 300 de kilometri de drumuri județene modernizate. Dacă ne gândim în 4 ani, din 1100 de kilometri, 1130 de kilometri, cât este rețeaua de drumuri județene în momentul de față, înseamnă un procent semnificativ. De altfel, pentru mandatul următor, eu am propus finalizarea modernizării rețelei de drumuri din Suceava. Unde veți merge astăzi sunt șantiere, dar eu vorbesc de cei 4 ani. Dacă mă gândesc în zona de munte, am lucrat în zona Panaci spre ieșirea cu județul Harghita spre Bilbor până la Glodu. Mai sunt 3,7 km și acolo am făcut demersurile și avem bani ca să facem legătura cu Ardealul. Lucrăm în zona Coșna-Grădinița spre Ilva Mare, spre Bistrița-Năsăud. Dar unde nu lucrăm pe drumurile județene? Dacă vă duceți de la Câmpul Lung Moldovenesc spre Izvoarele Sucevei, am modernizat toată porțiunea de drum și acum am primit aprobarea pentru cei 3 km care merg până în graniță la Șepit cu Ucraina și terminăm tot tronsonul, legătura Câmpul Lung Moldovenesc-Ucraina rezolvată. Drumul care leagă zona Câmpul Lungului de Rareu pe Izvorul Alb, în momentul de față se lucrează, va fi poate cel mai frumos drum, vechiul drum de pe Rareu, a treia cale care să ne ducă spre muntele Rareu, pentru că tot eu am făcut modernizarea de la Pojorâta și sigur că avem și cea de pe Chiril. Venim în zona Frasin-Stulpicani-Ostra, drumul care ne leagă Frasinul de Broșteni peste pasul Puzdra. Arăta groaznic. Am depus un proiect la Ministerul Dezvoltării în mandatul PSD, mi l-au respins, am făcut un împrumut, am modernizat din banii Consiliului Județean acest drum spre Puzdra. Mai mult de atât, am modernizat drumul spre Gemenea și acum lucrăm la modernizarea, mai este un tronson mic, la Slătioara, spre Codrii Seculari, monument UNESCO. Și dacă vreți, vă spun foarte multe. Mă gândesc numai zona Fălticeniului, că vorbim de zona Boroaia, Hârtop, Vulturești. Dacă vorbim de zona Râșca, Bogdănești, Măliniu, Slatina, Rădășeniu, Horodniceniu, Cornul Lungii, sunt zone unde s-au modernizat drumurile. Valea Moldovei,
dacă ne gândim, Mănăstirea Humorului, Pleșa, uitați-vă la Mușenița, zona Rădăuțului, Marginea, Volovăț, le știu așa pe de rost, dacă mă uit, am harta județului în cap, aici la Siminicea, Grigorești, Mitocul Dragomirnei, Pătrăuți, porțiuni de drum modernizate de noi, Dărmănești. Am terminat zilele trecute o porțiune care leagă Rădăuțiu de Frătăuții Vechi și merge spre Vicovul de Sus. Se lucrează la Bilca. Foarte multe drumuri. Cum să spun eu? A fost un șantier. Efectiv, dacă verific papucii pe care i-am acasă, foarte mulți au bitum și smoală pe talpă, pentru că am fost foarte des, aproape zilnic, pe aceste șantiere. Asta este, să zic așa, de la drumurile județene. Și am depus acum 5 proiecte pentru 5 tronsoane mari de drum pentru modernizare. Și vorbim aici de legătura care să se facă între Mălin și Borca la Neamț, pe drumul lui Nechifor Lipan. Deja lucrăm, dar vrem să ieșim până sus în graniță cu județul Neamț. De asemenea, se lucrează la acest drum care leagă Suceava de Dolhasca. Pe aici, pe la Ipotești, Bosanci, Udești, au început masiv lucrările. Am început și de luni vom tura motoarele mai tare pe zona Stroiești, Dărmănești, Vâlcele. Mai sunt niște porțiuni de drumuri județene pietruite pe care le vom rezolva în perioada următoare. Dincolo de asta, am fost alături de toți primarii din județ pentru acțiuni de modernizare a drumurilor comunale. Foarte multe localități au drumuri comunale modernizate și mă mândresc cu asta. Iar la drumuri naționale, uitați-vă și dumneavoastră, cea mai mare veste. La sfârșitul acestei luni, la Suceava, se vor semna licitațiile, deci contractele pentru autostrada 7, visul vieții mele. Să fie Siret Suceava legată de București pe un drum pe patru benzi, autostrada 7. Și este realitate și cred că eforturile și demersurile pe care le-am făcut prind contur. Și poate și mai important decât asta este autostrada Nordului Suceava Vatradornei Bistrița Satu Mare, la care tot la sfârșitul acestei luni se semnează contractele pentru proiectare, pentru tot ce înseamnă studii, și aici e vorba că se începe cu centurile ocolitoare Vatra Dornei, Câmpul Lung Moldovenesc, Gura Humorului și Suceava. V-am trecut în revistă în mare programul de infrastructură. Uitați-vă, s-a asfaltat drumul național de la Suceava până în Vama Siret. Am vorbit ieri cu cei de la Compania Națională de Drumuri și vor asfalta dar noaptea orașul Siret, vor asfalta orașul Gura Humorului. Am rugat noaptea că e plin de turiști. S-au făcut covoare pe drumul național 17 spre Vatra Dornei. Se lucrează între Câmpul Lung Moldovenesc și Trei Movile spre Vatra Moldoviței. Foarte multe șantiere, inclusiv la drumurile naționale. Știu că ați luptat pentru A7 foarte mult timp. Da. Adică numai drumurile la București, care au fost, nici nu putem să le putrecem în revistă. Așa este. Ce v-a ținut motivat pentru dezvoltarea economică? Noi nu putem să avem în Suceava doar moluri, trebuie să avem parcuri industriale și investitori. Investitorul nu vine sau vin puțin dacă n-au autostrăzi și drumuri rapide ca să circule mărfurile, să circule mijloacele de transport în comun în condiții mai bune, să ai centuri ocolitoare. Gândiți-vă cât m-am luptat pentru centura Sucevei, care adversarii politici au amânat-o aproape 7 ani de la finanțare. Mă refer la centura Sucevei, centura Rădăuțului, care era semnată în 2012. 6 ani s-au pierdut. Se lucrează masiv acum. Sunt bucuros în sfârșit că se pun în aplicare niște proiecte care până la urmă egal cu dezvoltare economică în viitor. Mi-ați vorbit de acel strigăt, un metru de autostradă inițiat de Ștefan Mandache. Credeți că a avut vreun impact acel strigăt al Sucevei la București de am ajuns în momentul în care discutăm despre despre autostrada A7? Oricine pune umărul a fost binevenit și am salutat pentru a convinge. Cred că demersurile au fost pragmatice, adică cei mai mari convingători au fost cei care au spus la capătul acestui drum vrem să facem dezvoltare economică. Și am făcut un parc industrial în aeroportul Salcea. Am făcut un cluster de industrie alimentară
cu Universitatea Suceava, cu Primăria Suceava și Botoșani. Și noi tot timpul, și cred că aici vocea administrației liberale de la Suceava a fost cea mai convingătoare, să le explicăm celor de la București, nu uitați Moldova, nu uitați Bucovina. Și n-au uitat. Dar și ce a făcut societatea civilă este de salutat. Eu vorbim cu primarii din zona dumneavoastră a PNL-ului. Ei mi-au spus că susținerea pe care au avut-o din partea dumneavoastră este una foarte, foarte mare. Aici, cum ați reușit să mențineți relația cu primarii? Cum ați reușit să vă și luptați pentru proiectele județului Suceava? A fost un mandat greu, domnule președinte. Cu argumente și uneori cu un guvern ostil care nu înțelegea lucrurile sau care venea pe furiș la Suceava, adică în cabane noaptea, chemând doar o categorie de primari. Cu toate astea, am făcut foarte multe demersuri și am făcut și în țară și în străinătate și cu europarlamentar și la Bruxelles, pentru că viața m-a făcut să pot avea contacte și să știu cum se pune problema la acest nivel, să nu te poată cineva refuza. Însă n-am ținut cont de culoarea politică și cumva a fost o solidaritate între noi care este și astăzi și vreau să o păstrez și în mandatul viitor, pentru că uitați-vă în pandemie. Nu trebuie să aștepți să te ajute nu știu cine sau vecinii, pentru că exista și o anumită concurență. De exemplu, pe sănătate, eu cred că mulți au fost invidioși de Spitalul Județean Suceava, care arată impecabil ca dotare. A fost accidentul acela medical. Acum s-a văzut adevărul. A fost strict o greșeală medicală a spitalului. Eu, ca om politic, am încasat-o, deși s-a investit foarte, foarte mult în spital. Dar așa este în viață. Au căutat pe cineva cui să-i reproșeze. Sucevenii cred că au înțeles și ei s-au unit și ne-am unit să fim solidari, să ne ridicăm după pandemie și să ne așteptăm mila nici măcar a vecinilor sau a Bucureștiului. Asta o spun cu un pic de mâhnire în suflet, pentru că eu am plătit inclusiv cu sănătatea câteva luni de zile că n-a fost bine cu mine, acum e bine. Însă, până ce au înțeles, adversarii politici au început să te pună la zid și au crezut că după această pandemie, gata, e cu fluturi și venim noi. Nu cred că e așa, pentru că sucevenii știu care este adevărul și știu implicarea mea în ceea ce a însemnat dezvoltarea județului Suceava. Și asta puteți să, până în ultimul cătun de sat, să stați de vorbă cu oricine și ei sunt recunoscători. Și eu le mulțumesc. Dacă privim puțin în viitor, la un viitor mandat de președinte al Consiliului Județean, ce proiecte de infrastructură? Toate sunt în jurul dezvoltării economice. Suceava trebuie să-și scoată firme, parcuri industriale pe zona de centură, să lăsăm orașele să aibă o viață socială mai liniștită, mai puțin tumultoasă. Rădăuțul, care termină centura în acest an, să-și facă parcuri industriale în parteneriat cu vecinii, cu localitățile satelit și celelalte localități la fel. Cât de mult înseamnă să nu mai stai o oră jumate prin gura humorului când mergi pe Vatra Dornei, dacă vei avea șosea de centură. Deci eu văd aceste investiții în infrastructură cu un efect uriaș în dezvoltarea economică a județului Suceava, a Bucovinei, cu ramuri de bază turismul, industria alimentară, industria ușoară, încălțăminte, textilă, dar și cu noi investiții în domeniul serviciilor sau atragerea de investitori, pentru că aeroportul, care s-a dezvoltat foarte mult și vedeți că zilnic vă anunț noi destinații internaționale. Nici eu nu m-am așteptat la această explozie. Deci viitorul va fi al nostru. Suceava, Botoșani, împreună avem, dacă ne gândim ca număr de locuitori, peste un milion de locuitori. Numai orașele au peste 200.000 de locuitori, Suceava, Botoșani. Aici va fi un pol unde investitorii vor găsi forță de muncă mai multă. De aceea avem aceste proiecte împreună și cu Botoșaniu. De aceea ne gândim la un parteneriat și mai strâns cu Cernăuțul, să putem lua forță de muncă și din Cernăuț. Sunt mulți vorbitori de limbă română. Ca investitorul care vine la Suceava spună: domne, dacă e criză de forță de muncă, am de unde lua? Ai de unde lua. Pentru că sucevenii noștri fac autostrăzi în Ardeal acum sau lucră în străinătate, în loc să lucreze acasă. Și obligația mea și a noastră este să le dăm de lucru acasă. Investind în infrastructură, veniți automat în ajutorul agenților economice. Ei au nevoie de o infrastructură rutieră, da.
foarte bună. În ceea ce privește dezvoltarea turismului, i-ați demonstrat constant că sunteți un promotor activ al Bucovinei. Și acum vă rog să-mi permiteți unele din proiectele pe care le-ați inițiat, să le spun și eu. Crăciun în Bucovina, Paștele în Bucovina, Hora Bucovinei, Pelerin în Bucovina, târguri de turism și multe altele. Toate aceste inițiative au fost promovate și internațional cu invitații către ambasadele din afară. Având în vedere perioada de criză în care ne aflăm și în care majoritatea persoanelor din Horeca sunt grav afectate, care credeți că sunt măsurile optime pentru repornirea turismului bucovinean? Revenirea foarte repede la normalitate. Acum, dacă vă uitați, noi dăm semne de intrare în normalitate, inclusiv cu Spitalul Județean Suceava. Oamenii au nevoie de încredere. A fost lovită Suceava și uneori pe nedrept. Acum, când se întâmplă și în Argeș, și în Galați, se întâmplă și în Brașov, se întâmplă și în Dâmbovița, în București, ce a fost la Suceava, nu mai suntem singuri. Dar la noi treptat revenim la normalitate. Bucovina e plină. Hotelurile, uitați-vă pensiunile și uitați-vă traseele turistice. Luna august, Bucovina e plină. Practic, pas spre normalitate se fac. Depinde de fiecare dintre noi. Deci asta este prima măsură. Trebuie să întărim sistemul medical și să învățăm din ce s-a întâmplat în pandemie. Și aici au mai strânsă legătură cu medicii de familie, cu spitalele zonale din județul Suceava. Disciplina populației contează enorm de mult. Legătura cu școlile, cu universitatea, mai strânsă, să explicăm, să trecem peste aceste crize, să respectăm apelurile autorităților în ceea ce privește disciplina asta și atunci vom trece și peste necazul acesta legat de efectul pandemiei. Sunt optimist. De ce? M-am uitat în orașul Suceava. Lumea este extrem de ascultătoare și civilizată. Respectă distanțarea, poartă măști. Nu mai avem focare așa cum au fost cândva. Din contră, văd în alte zone din țară că sunt și pe mine asta mă face să cred că sucevenii au înțeles cel mai bine, să le mulțumesc și că această respectare înseamnă, de fapt, intrare în normalitate și dezvoltare. În paralel, ca să știți, în orice țară din lume, când a fost o criză, criza a însemnat investiții ca să te pregătești pentru când vine vreme bună. Și, de exemplu, Austria, în criza petrolului din 1975, dacă citim din istorie, a făcut investiții în turismul balnear foarte mult. Ce facem noi acum? Pregătim Bucovina pentru un asalt al investițiilor în turism masiv. Asocierea am făcut-o între Gura Humorului, Câmpul Lung și Vatra Dornei, trei stațiuni de interes național. Va fi o singură stațiune Bucovina și aici veți putea merge și turiștii vor putea merge cu tichete de vacanță, să avem un tren care să circule, să zicem, la început din două în două ore, finanțat din fonduri europene, cu material rulant civilizat, să circule de la Suceava la Vatra Dornei, să nu mai fie atâta aglomerație de mașini, să poți coborâ la Gura Humorului, să-ți iei cazare pe două zile, ai un tichet și poți să participi la orice fel de eveniment, dacă e iarna la schi, dacă e vara la alte evenimente. Mergi mai departe spre Câmpul Lung sau spre Vatra Dornei și asta înseamnă forma civilizată de turism. Îți lași copilul în tabăra de la Bucșoaia, pe care am depus-o la modernizare și acolo vor fi diversificate acțiunile în tabăra de la Bucșoaia, în sensul unor piscine, a unor ore de not, de echitație și așa mai departe. Cât de frumos înseamnă asta, familia se duce să viziteze mănăstiri, copilul rămâne în tabără 10 zile sau cât vrea. Sau Salina de la Cacica, modernizarea pe modelul celei de la Turda, sau Hergheliile de Cai de la Lucina, sau aerodromul de la Floreni, de la Vatra Dorne, pentru avioanele mici care să ducă turiștii direct în zona Dornelor. Iaca sunt câteva dintre proiectele ambițioase pe turism ale județului Suceava. Pentru mandatul viitor, ce vă propuneți? Am cam spus în mare, dar sunt mult mai multe. În primul rând îmi propun intrarea în normalitatea Sucevei și de aici încolo marile proiecte. Sper foarte repede să dăm în funcțiune nou terminal la aeroport, să dublăm capacitatea de procesare a pasagerilor. Avem două spitale de cost, două corpuri de spital, un spital de copii și un spital de boli infecțioase. Pe drumuri v-am spus să terminăm proiectele noi. Și cel mai mult aștept să băgăm buldozerul în construcția autostrăzii A7 spre București și A14 spre vest. Asta va fi visul vieții mele. Dincolo de asta,
în fiecare domeniu dezvoltare. Protecție socială, tineret. Pentru tineret, mai multe parteneriate să aducem investitori pe IT. De exemplu, e o criză de spații imobiliare pentru cei care ar vrea să vină aici să lucreze în IT. Și asta vreau să facem împreună cu primăriile. Apoi, o relație pentru în continuare puternică cu biserica pentru refacerea monumentelor istorice și UNESCO. Să terminăm cazinoul de la Vatra Dornei, Muzeul Lemnului, sunt o serie de mănăstiri cum e Probota, Bogdana pe fonduri europene unde eu m-am implicat foarte mult, Voronețul, zidurile de apărare, Sucevița și așa mai departe. Și nu în ultimul rând, transfrontalier, legătura cu Ucraina, cu frații și vecinii noștri. Domnule președinte, suntem cumva, știm că și dumneavoastră sunteți destul de ocupat în perioada aceasta și programul dumneavoastră este destul de încărcat. Din acest motiv am să vă mai invit la un dialog când vă aveți și dumneavoastră disponibilitatea, în care să discutăm despre atragerea de fonduri europene în Suceava, despre relația și despre relația cu Ucraina în principal. Dacă o să fiți și dumneavoastră disponibil. Eu sunt foarte bucuros că sunteți veniți aici la noi la sediul PNL. Sunt total deschis. Eu sunt un om de cursă lungă. Au fost foarte multe neadevăruri spuse despre Gheorghe Flutur, despre familia mea, invenții în pandemie nedrepte. Eu am fost bolnav și am avut documente, din păcate, chiar cu consecințe nu foarte plăcute. S-a scris despre mine neadevărul fără să fiu întrebat despre averea mea. Este totul fals. Ce este, este în declarație. Sunt un om normal. S-a scris despre mine că am firme și am dus muncitori în Germania la locul. Fals. Nu am așa ceva. Sunt coincidențe de nume. Dar le înțeleg că sunt atacuri politice, toate trebuie să se desfășoare într-o limită până la urmă.